Salutare, dragilor! Astăzi m-am gândit eu la un TikTok pe tema cărților, să zicem, o combinație între clipurile mele cu cărți și TikTok-urile mele. Și o să vorbim despre o largă și amplă dezbatere care există și în lumea online și nu numai, în ceea ce privește cărțile audio. Adică cărți audio versus cărți fizice. Pentru că este o întreagă nebunie pe chestia asta, mai ales de când partea audio a luat și la noi amploare. Și mi se pare foarte interesant, asta ca paranteză înainte să intru în subiect, mi se pare foarte interesantă abordarea asta, pentru că în momentul în care au apărut cărțile electronice, lumea nu s-a isterizat așa de tare. Lumea nu s-a supărat atât de tare, pentru că sunt unii oameni care sunt foarte, 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 foarte supărați pe subiectul ăsta cu cărțile audio. Și știți că eu sunt o consumatoare atât de cărți fizice, dă, așa, cât și de cărți audio. Și motivele sunt diverse și desigur, aștept să-mi spuneți și părerile voastre în comentarii. Nu există păreri greșite. Apropo, din perspectiva mea nu există păreri greșite, prin urmare puteți să vă puneți și voi părerea în comentarii și să-mi spuneți ce preferați, cărți audio, cărți fizice, de ce și așa mai departe. Și dacă considerați că, de fapt aici e întrebarea cea mare, dacă considerați că cărțile audio sunt citit, înseamnă citit sau nu. Pentru că asta e durerea cea mai mare a multora, este că cei mai mulți oameni consideră că dacă asculți o carte, nu înseamnă că ai citit-o. Și mi se pare foarte interesantă abordarea asta și, cum am zis, o să vă prezint perspectiva mea. De asemenea, ce v-aș recomanda este să mergeți și la clipul Ștefaniei Istrate, pentru că a făcut și ea, cred că acum un an, dacă nu mai bine, a făcut clipul ăsta, un clip pe tema asta și e foarte interesantă dezbaterea, cum ziceam, și comentariile care s-au iscat la clip și părerile ei. Nu mai țin minte exact ce a spus în clipul ăla. Știu că aveam de gând să fac clipul ăsta anul trecut și cred că în perioada aia l-a publicat ea pe al ei și de aia l-am amânat pe al meu atât de mult ca să nu fiu cumva afectată de opiniile ei, dar promit că după ce termină filmat clipul ăsta o să mă duc și la clipul ei să revăd. Dar în orice caz vi-l las în descriere. Și, cum ziceam, dezbaterea amplă este odată cărți fizice, cărți audio și că dacă ascultatul de cărți audio presupune sau nu citit. Înainte să dau drumul la bandă, ca să zic așa, o să vă spun că, din perspectiva mea, nimic, dar absolut nimic, 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 nimic pe lumea asta nu poate înlocui cartea fizică. Nimic nu poate înlocui experiența cărții fizice. Nici tableta, nici Kindle-ul, nici nu știu ce device-uri s-au inventat acum care să pară că seamănă foarte mult cu cărțile fizice sau să te ajute să dai pagina ca și cum ai da pagina la o carte fizică, nimic nu se compară cu cartea fizică. Deci cartea fizică, din perspectiva mea pur personală și din ce am mai citit și eu la viața asta și ce am mai experimentat, cartea fizică este Dumnezeu, sus acolo pe piedestalul ăla mare, 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 mare de tot. Și nimic, nicio evoluție a tehnologiei și nicio evoluție a lumii moderne nu o să poată înlocui senzația de carte fizică. Senzația și experiența pe care o ai în momentul în care citești carte fizică nu poate fi înlocuită de nimic. Cred că cea mai bună mutare de la pergament la carte a fost mutarea la cartea fizică. Atât. De acolo nu mai poate fi replicată mutarea asta. Adică nu poți găsi nimic mai bun. Dar știu că multă lume preferă Kindle-ul, multă lume preferă tableta, telefonul, că este mai practic, mai comod, mai ușor, mai rapid, la la la. Sunt de acord cu voi. Poate că este o versiune, o variantă foarte bună pentru aceia care preferați să citiți așa, dar din perspectiva mea, cititul ăsta de carte fizică, și apropo, asta e cartea pe care o citesc acum, ați văzut, nu? La cât de repede am arătat-o, sigur ați văzut, v-ați prins, nu? Magul Îngerilor. Așa. Și experiența asta de a da pagina, de a ți se lipi efectiv degetele de pagini, dai trei pagini, sunt doaie, firar să fie, câteodată te apucă nervii pentru că nu iese sau să stai să dai pagina, să începi să pregătești pagina, senzația aia de a pregăti pagina următoare, înainte ca tu să fi terminat pagina de citit.
experiența în sine de a vedea literele pe o pagină fizică nu o să, din perspectiva mea, nu o să înlocuiască nimic. Dar, și aici este un mare, foarte mare dar. Lumea noastră este foarte rapidă și a evoluat mult și suntem într-o continuă alergătură. Și cei mai mulți știți că ne plângem că nu avem timp de a citi, de a sta cu o carte în față și a citi. Sau, dacă avem timpul ăsta, câteodată suntem atât de obosiți încât ne se închid ochii imediat cum am deschis cartea. Și pot să înțeleg aspectul ăsta, pot să înțeleg toată treaba asta și pot să înțeleg că oamenii sunt într-o continuă alergătură în viață și nu mai au timpul necesar să stea cu o carte în față și să dea pagină cu pagină și să înțeleagă cuvânt cu cuvânt, pot să înțeleg aspectul ăsta și de aceea toate celelalte variante de citit le consider soluții alternative. Adică că vorbim de Kindle, de tabletă, de audiobook, toate din perspectiva mea sunt variante alternative de a parcurge cărțile și de a citi pentru societatea modernă. Pentru că este și firesc până la urma urmei. Dacă stăm să ne gândim, este și firesc. Lumea a evoluat atât de mult încât nu mai avem timp fizic să stăm cu o carte în brațe și să o citim cuvânt cu cuvânt sau să o asimilăm. Și prin urmare, cumva lucrurile trebuiau să evolueze, să se miște. Și de aia au apărut variantele electronice, unde poți scana o carte și poți să o citești electronic, fie că e Kindle, fie că e tabletă, sau varianta audio. Aici este marea durere a multora, pentru că cei mai mulți care se consideră cumva conservatori, consideră că cititul nu este citit decât dacă îl faci fizic pe foaie. Și mie mi se pare o formă foarte extremistă sau foarte limitativă de a gândi. Este cumva același principiu pe care îl aveau oamenii când au trecut de la lumina de lampă la lumina electrică. Nu știu dacă știți, dar la vremea la care, poate ați văzut în Bridgerton, în momentul în care a apărut curentul electric și casele au început să fie iluminate cu curent electric, n-au mai fost iluminate cu lămpi și lumânări și așa mai departe, a existat o pătură din asta foarte subțire de oameni care s-au opus cu vehemență acestei modificări, considerând că este foarte nocivă este foarte nociv iluminatul cu lumină electrică și se fereau și s-au opus schimbării foarte mult timp, până acea generație cumva a dispărut. E cam așa cred că e și treaba asta, cam genul ăsta de extremism și cu cărțile audio. Adică lumea se opune foarte tare cărților audio pentru că conceptul este atât de, mai ales pentru români, este atât de străin. Este atât de, oh, wow, nu, în mintea mea cititul înseamnă numai dacă stau fizic și iau literă cu literă și citesc. Da, evident că nu mai este cititul clasic în momentul în care, pentru că ochii tăi nu mai parcurg niște rânduri cu litere și cu cuvinte. Evident, procesul nu mai este același, dar în opinia mea, la finalul zilei, nu contează câte cărți citești, ci cu ce informație rămâi din ele. Și la fel și în cazul cărților audio, nu are importanță neapărat formatul în care citești cartea aia, ci ce ai reținut din cartea aia. Pentru că am văzut și mi s-a întâmplat și mie să citesc cărți, să fiu obosită, cum ziceam, să nu-mi stea mintea, să fie atât de plictisitoare cartea aia, încât să mă piardă pe parcurs citind-o fizic. Și în momentul în care am dat drumul la audiobook, pentru că este o voce pe care o aud și pentru că mintea mea nu mai poate să umble brambura, cel puțin în cazul meu, nu știu eu cum e în cazul altora care ascultă audiobook-uri, dar cel puțin în momentul în care eu ascult carte audio, mie nu mai fuge mintea în toate direcțiile. Că ați văzut că când citești, ți se întâmplă să-ți fugă mintea. Tu citești, dar mintea ta se duce la ce cumpărături ai de făcut, la ce s-a mai întâmplat pe parcursul zilei, cine ce a zis, faci proiecții în viitor și așa mai departe. Adică mintea îți umblă brambura. Ei, mie când ascult cărți audio, nu mi se mai întâmplă treaba asta. Și am observat că mă ajută să mă concentrez mult mai tare pe carte. Și chiar dacă fac ceva fizic, pentru că de regulă ascult cărțile audio când fac ceva fizic cu mâinile mele sau
fizic, nu știu, merg sau fac ceva, mă concentrez mult mai mult pe ce ascult. Și înțeleg mult mai bine. Au fost situații în care am înțeles lucrurile mult mai bine dintr-o carte audio decât din varianta ei fizică. Și asta zic, ar trebui să ne concentrăm mai degrabă pe rezultatul final decât pe proces în sine, știți? Fiindcă procesul, da, contează poate într-o anumită măsură, dar mai degrabă contează rezultatul final. Cu ce rămâi după ce ai citit o carte? Că știți că sunt acei oameni care au citit biblioteci și se laudă cu câte cărți au citit ei și cât de culți sunt ei și mamă cât am citit eu la viața mea, dar ei nu mai știu nimic. Ei nu știu nimic. Dacă îi pui să zică ceva din cartea aia sau cu ce ai rămas tu după cartea aia, nu o să poată să îți spună. Sau sunt, dacă vreți, uitați-vă la vloggerii americani care se laudă că au citit 400-500 de cărți pe an și îi întrebi, băi, dar despre ce e vorba în cartea aia, nu știu, o carte, cartea numărul 30 din anul respectiv, nu știu să-ți mai spună. Și de aia spun, rezultatul final contează mai mult decât forma în care citești. Dacă tu dintr-o carte ai reușit să o reții mai mult, dacă ai reușit să înțelegi mai multe, rămâi cu mai multe informații decât din varianta ei fizică, n-ai de ce să te simți prost. Anul trecut, într-una din cărțile astea de dezvoltare personală, dar nu neapărat, am auzit o chestie foarte interesantă. O tipă care s-a născut oarbă, la vârsta de 70 și ceva de ani, vorbea cu autorul cărții și spunea că discutau, avea o discuție liberă pe niște subiecte și de tipa asta, oarbă fiind, analfabetă, pentru că fiind oarbă nu știa să scrie, să citească, evident, vorbea cu autorul cărții despre diverse subiecte și spunea în cartea aia nu știu ce, în cartea aia nu știu ce, în cartea aia, și asta la un moment dat se oprește și zice: măi, da, stai un pic, tu de unde știi de cărțile și ce scrie în ele din moment ce tu ești și oarbă și nici n-ai fost la școală niciodată? Și zice simplu, rog pe cineva să vină să-mi citească din cărți. Deci, practic, asta era varianta audio a cărților din anii 80, ca să înțelegeți, știți, anii 70-80, cam așa. Adică ea ruga pe cineva să vină să îi citească și ea reținea informații și citea ziare și citea cărți de diverse specialități și ea reținea informațiile din cărțile alea și după aceea putea să aibă conversații pe subiectele respective. De aia spun că nu neapărat forma contează, ci rezultatul cu care rămâi după ce ai citit. Știți cum e și zicala aia cu cultura generală? Cultura generală nu este ceea ce înveți, ci este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ce ai învățat. Na. Așa și cu cititul ăsta. Deci eu n-aș fi atât de vehementă împotriva audiobook-urilor, pentru că dacă asta e forma în care tu poți să ajungi mai ușor la informație, poți să o înțelegi mai repede, poți să înțelegi mai bine, poți să-ți faci un cadru mai larg, da, evident că cititul fizic ajută la multe altele și întotdeauna am încurajat cititul fizic de carte fizică, pentru că v-am spus că sunt studii care demonstrează că oamenii care citesc fizic cărți, așa, pentru că creierul nostru trebuie să recunoască simbolurile, adică literele, să le pună în cuvinte, să recunoască cuvintele, după aceea cuvintele alea să le pună în propoziții, după aceea propozițiile alea în fraze și după aceea trebuie să înțeleagă tot sensul frazei. Asta este un exercițiu foarte bun pentru creier, care îl ajută să nu se degradeze atât de repede și îl ajută să împiedice evoluția bolilor degenerative în ceea ce privește creierul. Da? Și cititul, deci prin urmare, cititul fizic are niște avantaje net superioare și este benefic creierului nostru, dar în situația în care n-ai timp, ești prea obosit, poate înțelegi mai bine subiectul dacă ți se povestește. Iarăși, noi suntem o societate în România, suntem o societate care am fost învățați, dresați că my way is the way. Și dacă ni s-a inoculat un fel de a gândi sau de a face un lucru, în mintea noastră doar acel
mod este viabil și acel mod este adevărat și acel mod este bun. Orice altceva, orice depășește sau este altfel decât ceea ce ni s-a zis sau am fost învățați, este greșit. Ăsta este modelul de gândire comunistă. Ăsta este modelul în care generațiile dinaintea noastră au fost învățate să gândească și ne-au transmis și nouă treaba asta, dar trebuie să înțelegem că nu toată lumea ajunge la o informație la fel. Când eram eu în liceu, s-a făcut marea revelație, a apărut marea revelație că vezi, Doamne, copiii pot învăța și altfel și ni s-au dat niște teste din alea cu cum înveți tu mai bine, dacă asculți profesorul sau dacă scrii de mână ceea ce spune profesorul, dacă îți iei notițe, cum îți place să înveți mai mult făcând lucrurile cu mâna ta sau dacă vezi la cineva, adică formele de învățare, da? Când, deci asta prin 2005-2006, cam pe atunci, a apărut mare revelație în societatea românească că, vezi, Doamne, copiii pot învăța și auditiv și practic, când fac ceva practic, dar și când scriu. Nu, metoda de predare clasică este aceeași. Ori eu, din prisma malformației mele și problemelor mele de vedere, întotdeauna am fost condiționată de creierul meu, unu, să învăț super rapid, să învăț rapid, să văd pe moment, pentru că dacă pierdeam momentul, după aceea nu mai aveam nicio șansă. Și în al doilea rând, am fost, din cauza ochilor, obligată să învăț auditiv. Pentru mine este un antrenament care a fost deja făcut, să învăț din auditiv. Eu, la cursurile mele, de la facultate vreau să spun, eu n-am învățat niciodată de pe cursuri. Le scriam ca să fie scrise, ca să mai am unde să mă întorc dacă aveam ceva neclarități. Dar 90% din informații le luam de la cursuri și de la seminarii, din discuții. Pentru că învățam audio. La mine învățatul este auditiv. Și acum, dacă vreau, de exemplu, să ascult o informație, și acum dacă vreau să rețin o informație, prefer să o ascult și poate după aceea să o scriu de mână ca să mă asigur că mi se sedimentează în creier. Dar eu am chestia asta, am fost forțată de natură, ca să spun așa, să ascult audio și de-aia vă zic că sunt situații în care înțeleg mai bine o carte dacă o ascult audio și de asta sunt copii care la fel ca și mine învață audio spunându-li-se mai bine decât scriind de mână sau decât făcând ei cu mâna lor. Sunt copii care învață mai bine punând ei mâna și făcând un lucru în stilul experimentelor de laborator. Aha. Deci varietatea este destul de largă de învățare. Prin urmare, nu mai putem spune că doar my way is the way. Cum eram învățați în societatea comunistă, știți? Și de-aia consider că nici cărțile nu trebuie să le limităm la varianța fizică și atât. Dacă n-ai citit varianta fizică, înseamnă că te-ai citit. Și asta nu se pune ca citit. Ba da, se pune, pentru că important e cu ce rămâi la final. Nu mă interesează cum ai parcurs cartea aia. Aveam profesori din ăștia care ne ziceau în facultate, nu mă interesează cum ajungeți voi la concluzia asta, la concluzia, ăsta e rezultatul final și trebuie să ajungeți aici. Pe mine nu mă interesează cum ajungeți acolo. Ideea este să vă văd că ajungeți la modul ăla de gândire sau la acolo. Știți? Și asta e ideea. Poate pentru unii procesul nu este atât de important cât rezultatul final. Știți? Dacă vrem să fim extrem de conservatori și extrem de rigizi și de constipați pe chestia asta, mă rog, acolo poate fi altă discuție. Dar asta zic, nu vă simțiți prost dacă citiți, nu știu, Kindle, pe Kindle, pe tabletă. Și iarăși mi se pare foarte haios că unii consideră cititul pe Kindle citit, dar sunt unii, puțin cei drept, care consideră că cititul pe Kindle sau pe tabletă nu este citit pentru că iarăși nu ții cartea în mână. Și aș mai vrea să adaug ceva legat de treaba asta, apropo de biblioteci, pentru că am avut la începutul anului o mică contră cu un prieten, sau mă rog, n-a fost o mică contră, că el a zis ceva și pe mine m-a șocat atât de tare chestia asta, dar până la urmă încerc să înțeleg perspectiva oamenilor și încerc să le înțeleg punctele lor de vedere așa cum sunt și să nu le mai contorsionez eu în a le transforma în ceea ce cred eu că e corect sau nu. Prietenul ăsta a zis că el nu înțelege de ce ai mai avea bibliotecă în casă. Adică de ce să ai bibliotecă în casă? Dacă ai citit o carte, la ce mai trebuie a doua oară? Și dacă
Există variante electronice, la ce să te mai obosești, să mai tai copaci. Și mie mi s-a zbârlit părul așa aici pe ceafă, a început să mi se ridice. N-am intrat într-o dezbatere amplă cu el, dar m-am gândit că e un subiect foarte bun de discuție. Și o să vă dau un exemplu foarte, foarte concret pentru utilizatorii de Netflix, mai ales, care s-a întâmplat acum la începutul anului. Dacă vă aduceți voi aminte, pe final de an, nu știu, prin noiembrie, decembrie, nu mai știu exact cât data, Netflix a anunțat că de la 1 ianuarie toate filmele, serialele și așa mai departe pe care le-ai plătit până în punctul ăla, deci până la 1 ianuarie 2024, îți vei pierde dreptul de a le reviziona. Adică, tu le-ai plătit odată să le vezi. Multă lume a considerat că e aceeași variantă cu DVD-urile, că dacă plătești odată să vizionezi filmul ăla sau, mă rog, îți permitea să îl vizionezi de mai multe ori, e ca și cum ar fi în posesia ta, e ca și cum ai avea DVD-ul fizic și poți să-l vizionezi tu de câte ori vrei, cum vrei tu, când vrei tu. Ei, Netflix-ul a venit și a zis, na, nu, tu ai plătit să-l vezi odată și cam atât. Nu te las să-l mai accesezi de la 1 ianuarie. Și de aia, foarte multe persoane, și nu știu dacă ați văzut treaba asta, dar în momentul în care ați plătit un film, de la 1 ianuarie nu-l mai puteți viziona, decât dacă îl mai plătiți odată. Ăsta este unul din motivele pentru care e bine să ai și carte, pentru că la un moment dat, da, eu plătesc Vox acum, să spunem, și pot să ascult cărțile pe Vox, nu e nicio problemă, dar Vox, ceea ce s-a și întâmplat de câteva ori, a retras niște cărți pe care eu le ascultasem. Poate vroiam să le mai ascult odată, poate vroiam să am acces la ele. Da, eu am plătit abonamentul la Vox și am plătit să ascult cartea aia, dar ea a retras, sau ei au retras cartea aia după aceea din platformă. Și pierzi, nu știu, îți pierzi notițele, îți pierzi înregistrările și așa mai departe. Nu mai ai acces la cartea aia. Și cel mai sigur mod în care te poți asigura că poți să revii la o carte, dacă vrei și dacă eventual îți dorești asta, este având biblioteca ta fizică. Sunt de acord că sunt cărți pe care le-ai parcurs odată și a doua oară nu-ți mai trebuiesc. Da? Nu le mai am. Sunt de acord. Și pe alea nu merită să le ții și poate alea merită să le accesezi într-o variantă electronică și după aceea să uiți de varianta electronică. Dar sunt și cărți la care eu personal vreau să mă întorc și, nu știu, la unele vreau să mă întorc acum, unele le-am citit anul trecut și vreau să mă întorc acum și la unele poate vreau să mă întorc peste 10 ani, să văd dacă mi s-au schimbat părerile, concepțiile și așa. Să mai stau eu peste 10 ani să alerg după cartea aia, că mi-a tunat mie să mă recitesc cartea aia? Nu! O am în bibliotecă, o iau, o recitesc. Un alt aspect la care, nu știu, multă lume nu se gândește este faptul că atunci când ai biblioteca ta, poți să-ți faci însemnări, poți să te duci, nu știu, să faci conexiuni cu cărțile, nu știu, dacă ai, să spunem, pe partea de stoicism, ai o nelămurire și, nu știu, se pare că ție că se contrazice un filozof. Te duci și ții toate cărțile scrise de stoici pe care le ai și compari. Da, poți să faci chestia asta și pe internet. Dar ce te faci dacă rămâi fără internet? Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat în Ucraina când a izbucnit războiul? Primul lucru fără de care au rămas oamenii ăia? Curentul. În momentul în care nu mai ai curent, mai ai acces la internet. Păi, poate e bine, poate e ideal ca în caz că rămânem fără curent să ai niște cărți cu care să-ți umpli timpul, cu care să faci ceva în timpul ăla, cât stai și aștepți, nu știu, ce o-i aștepta. Asta, bineînțeles, dacă nu se distruse și cărțile, dar vreau să zic, mie mi se pare că cărțile sau bibliotecile sunt importante și mi se pare atât de trist. Mai apar postări de la influenceri din ăștia mari și le văd bibliotecile, își fac biblioteci și își fac rafturi, care teoretic sunt pentru cărți, dar își pun 3 bibelouri sau 2 poze sau o geantă de firmă. Și mi se pare atât de trist. Dar, mă rog, asta e viziunea mea, asta e părerea mea, percepția mea. Nu trebuie să fie toată lumea ca mine și poate nu. Îi înțeleg și pe oamenii care nu văd rostul bibliotecilor, dar am câteva argumente de ce sunt utile bibliotecile. Astea zi înfise. Mă încheia și clipul ăsta. Spuneți-mi părerile voastre. Sunt foarte curioasă de părerile voastre. Dați un like și un share la clipul ăsta. Dacă vreți să mai facem clipuri din astea în care dezbatem subiecte din astea
mai arzătoare și ne vedem în următorul clip.